am auzit-o pe mami mea din nou. Bă. La mami meu. Da. O să zic. Ce ți-a zis? Bă, mami, tu e deșteaptă. Da, unde duci? Ia, te duci la țigară. Păi da, abia au venit țigările. Am țigările, acum am permis să fumez azi ca un turc. Ce mâncăm, Raimondica, astăzi? Da, de ce este n-am? Rai? Nu! Rai! Ce-a făcut? Sau ce? Ah! Ce vorbi? 6, păi da, 6. Nu e vorba de asta. E bine. Păi du-te una, 6 își lua. Am mai ieșit de afară. Ce anume, ești luat mai puține sau ce vorbiți? Da. A, nu. Tu 6 a rămas. Nu, ești mai luat în avans sâmbătă. Da, aș lua, dar săptămâna asta nu și-a luat în avans. Ce-am zis, că e tare. Săptămâna asta ala-i mai calm. Aha, da. Mă, dacă ar fi așa, i-aș lua mai multe țigări. Da. Mi-aș mai lua mere. Da, dar nu poți, aia e problema. Că și eu i-aș lua numai sătate. Dar nu știem. Da, maxim 6. Și eu i-aș lua un pachet două. Dar nu pot. Stai, cum, când o să văd că ești trece 5, trec eu la ceva așa. Nu mai stați în urmă. Ce? Păi da, și cât kilogram? La ce? A, nu, păi am uitat. Mie este, nu? Că e foarte scump. E 500 de kg, cât poate fi. E bine, o mănâncică, da, e 110 lei. Doamna Mirela, la miezul din urmă e 50 de lei kg. Da, cam așa e. Cam așa e. E scump. Băi, dar ce brămășioară am pe aici? Ce-am făcut eu de mătoare în mijlocul? A, de la aparat, mă... Ce-i doare de la aparat? Da, febră musculară pe aici. E foarte bine. Simți eu? Da, păi mă doare tot mijlocul. Și nu știam de ce mă doare. Că n-am făcut ieri. Bine, și mișcările alea. Pietrele, castelul. E, ce, mă, ne-am apropiat. Uita, mă, dacă își face dată săptămână. Astăzi iar ne jucăm. Da, da, astăzi dorm un pic. Dorm, măi, diseară. E Corina, Traian, Oana, Viorel, Laura, 5, 6, 7. Gina, te joci castelul diseară? Voi doi vă jucați? Nu, să fac mâncare. La 7, măi, diseară. Nu, am psiholog. Păi da, diseară, pe la 8. E, oricum, sunt așa. E, la 11. Ce atunci? Deci suntem 2, 4, 5, 6, 7. Și mai sunteți și la 8. Raimond, mai castel. Nu contează, nu. Păi știi ce am de gând să fac? Cum o zis, nu știi ce am de gând? Joc 2 bază. Nu, am de gând. Am de gând acum toată săptămâna. Da, cum a zis. Am toată săptămâna de gând să mă joc în fiecare zi câte un joc. Și până la urmă, dacă o să plictisească și vede că nu are ce să facă, vine și nu poate. Și așa se poate să-l joc. Hai să facem când vreau. Noi am jucat și în casă, bine, când ne-am luat. Creta, să jucăm un șotron. Unde, în curte? Păi și alergăm pe gazon și pe alea? Șotron. A, șotron? Da, ne jucăm și șotron. Deci mă joc. Hai, vine și el. Hai, joc și eu, că n-am ce să fac, mă plisesc. Pentru castel, locul ăsta e prea mic. Prea spațiul ăsta, e prea mic. Da, da, da. Îți trebuie un spațiu mai mare ca să când arunci mingea, tu ai timp să vii să rășezi. Așa n-ai timp. Da. Hai, că imediat e o chitină. Și așa încă am făcut 2 sau 3 ori. Oricum am, da. Și odată la ora. O, vin acum alea produsele. Împărțim bine.
Cam. Ce păpăm astăzi? În fiecare zi o zic că joacă câte un joc. Azi o ales șotron, e bun? Dar nu mă interesează dacă vrea să joace bine, dacă a? Nu. Dar ea încearcă să joci un șotron singură, să faci un campionat șmecher de câteva ore, să vezi dacă câștigi. Nu știu, dar eu nu mi-am decât să stau în pat. Nu știu ce să faci. Azi o ales șotronul. Dacă vrei să stai lângă mine să te uiți bine, dacă vrei să stai să te joci cu mine bine, dacă păi vrei să stai aduc în pat, apă de alea, să nu-ți fii deshidratat. Te las, uite, ai drept de la 4 până la 12 noaptea să joci șotron. Dar ți-a fi deja am adunat o echipă să ne jucăm. Bravo, ți, ești talentată, ce pot să zic. Dacă vrei și tu bine, dacă nu. Eu știu că tu mă înțelegi. Eu am treaba azi. Bine, doamna psiholog. Bine, doamna psiholog, am chiar vorbesc cu ea astăzi, am niște treburi să întreb. Nu, chiar trebuie să vorbim amândoi. Nu, eu vorbesc cu ea. Și eu vreau să vorbesc cu ea. Separat. Cum vrei tu? Da, chiar avem niște probleme care trebuie să le rezolvăm. Eu nu am ce să rezolv, eu trebuie să-i spun ei ceva. Da, eu am o discuție individuală. Altfel. Intimă cu doamna psiholog. A, intimă, probleme, chestii. E doamna Daniela, dacă ți-aș fi vorbit, eu acum urât. Am vorbit cu Vicosu. Cine? Vicosu? Vicosu-i tati, bă, cum îi zici așa. Știu, bă, dar cum îi zici tu Dani? Mă. Dani și Vica, ne-a auzit? O, Vice... Daniel, mă auzi? Daniel? Bravo, frumos așa, frumos, frumos, cinste! Oricum, este un măgulitor. Îți mulțumesc tare mult. Am să mă gândesc la asta. Mulțumesc, dragă. Mulțumesc. Erai singură acasă sau?